Dragilor, suntem pe Brazieră, spre insula Prinților, insula Aga și un pic din Bosfor. Sunt mititele, cam așa. Din față am vrut să filmez de pe vaporaj, dar nu ne-au lăsat. Așa că o să filmez de pe partea dreaptă a feribotului. Am stat în spate Istanbulul, partea europeană și partea asiatică. Se mai vede, dar puțin, este destul de ceață, adică să se vadă dacă e ceva mai clar cerul sau nu este așa multă umiditate. Însă clar, este frumoasă Turcia ca destinație, dar nu recomand sub nicio formă să faci croaziere din agenții, fără să cunoști dacă există sau nu există translator în engleză. Și o să urmeze să debarcăm la port. Probabil că aici vom avea 2 ore. Tocmai ce am debarcat. Străduțele, căsuțele. Tuc, tuc. Mai devreme erau niște tuc-tucuri pentru plimbări. Da. Zici că ești în Texas. Da. Cu căsuțele astea, da, cu obloane de lemn, cu... Pare european așa, pare... Uite, încă o căsuță de lemn, puțin mai în față. Evident. Zici că ești în West, în West, în West. Ca și centrul Istanbulului, atât că este poate mai un pic europenizat. Mai... Sunt și terase, putem servi ceva. Mai mult terase, din câte observ. Da, o să luăm un covrig, că ne dorim. Asta e frumos. Da, asta ceea ce am văzut și am pățit un turc în Istanbul. Acestea sunt luminate. I-a ridicat taxiul în spatele unuia cu autocamionul și a vrut să forțeze odată cu el. Și în momentul în care a trecut autocamionul, pe el l-a ridicat. Și da, i-a rupt baia sau ceva sub... I-a ridicat mașina cu totul, da. Acesta este centru. Ia că-te și alte vaporașe. Super! Nu știm exact, ia să vedem cum e. E bine. Ne mai plimbăm un pic pe prin centru. Merge un pic la plajă, către plajă. Iar după aceea probabil ne vom întoarce la feribot. Aceasta este partea cu plaja, unde se poate face plaje și baie. Se vede foarte, foarte frumos. Da. Vase de croazieră care acostează, care cu turism, turiști. Cel mai bine se mănâncă stradal și fix așa am ales și noi să mâncăm acum stradal, niște midii, are orez. Da. Ok. Gata. O midie, una singură. Orez. Cu un pic de orez în ea. 10 lire turcești. Rele nu sunt. Thank you. Dar sunt bune. Cam scumpe. Sunt bune la gust și puțin picante. Dar cam scumpe. Dar cam scumpe, da. Hai să vedem ce este și după terase.
să vedem cum se Istan Kamet Fistic Kamet. Istan Kamet Fistic Kamet. Teras. Două ore. La ora, nu, da, la ora 2 trebuie să fim acolo. Era 12:30 când am debarcat. Okay, come back here. Gracias. I love you. Oh, thanks. I have time 2 hours. Ah, Porto, un alt port mic, privat. Port. Port, hotel, restaurant. România. Hagi. Nu, fără Ceaușescu. Fără Ceaușescu, că Ceaușescu a murit de mult. O luăm așa un pic pe port, o luăm prin port un pic, e deschis. Doarme la Hagi Albastră, acolo. Copitul la o pizza turcească până... Niște pilde cu șalișii. Așa, mai avem un pic până pleacă feribotul. Și am spus să mâncăm și noi. Poftă mare! Am ales să nu mai coborâm. La ultima insulă, insula... Burca... O să vă scriem în descriere. How is that? No. How name is Cânălada. O insulă dintre cele 9 care se regăsesc în ce insula... formează lanțul din insula Prinților, ceea ce se poate observa în spate. Acesta este lanțul de insule care face legătura sau care sunt compun insulele Prinților. Aici la fel sunt se găsesc Knada Island. Knada Island. Aici este portul și puțin mai la stânga se vede și plaja Knada Island. După cum vă spuneam un pic mai devreme, insulele Prinților sunt formate din 9 insule. Pot fi accesate decât cu transportul oferit de feriboturi, care pot veni atât din partea europeană, cât și din cea asiatică a Istanbulului. Străzile de pe aceste insule sunt închise traficului pentru mașini. Potrivit izvoarelor istorice, insulele Prinților au fost numite astfel după ce au devenit un loc în care prinții, împărații și împărătesele au fost exilați în timpul Imperiului Roman de răsărit. Aici se încheie o nouă aventură în Istanbul. Și pe lângă Istanbul. Îl avem undeva în spate. Nu uitați să ne ajutați cu o abonare, like, share. Și ne vedem într-un video viitor. Aventura continuă.